25. Haideți să citim cuvântul Domnului. O să citim în întregime capitolul acesta. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare bază. Căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încet de la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și ea a zis stăpânei sale, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela, el l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sticli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimite slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să învieze, spune să vindecă un om de lepra lui? Să știți, dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratul Israel și-a sfârșit hainele, a trimis să-i spună împăratului, pentru ce te-ai sfârșit hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu caii și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și calea se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat de când eu credeam că va ieși la mine. Se va împătișa el însuși și va chema numele Domnului Dumnezeu și va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt doare râurile Damascului, Iavana și Farfar, mai bune decât toate apele lui Israel. N-a și putut oare să mă spără ele, să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat, plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, Părinte, dacă prorocul ți-a fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. S-a pogorât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a întors la omului Dumnezeu tot alaiului. Când a ajuns s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul, decât în Israel. Și acum primește rogul de un dar din partea omului tău. El ți-a răspuns, viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu voi fi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să te dea rogului tău pământ, cât pot duce doi catări, căci rogul tău nu mai vrea să aducă altor Dumnezei, nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte rogului tău. Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijinește pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon. Să ierte Domnul pe rogul tău. Când mă voi închina în casa lui Rimon, el se i-a zis, du-te în pace. După ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu a zis, ține. Iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela și n-a primit din mâna lui ce a zis, este viu, este Domnul, că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Gehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis, este bine totul. El a răspuns, totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să spun, iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, de fii prorocilor, dăm pentru ei, te rog, un talant de argint și două haine de schimb. Naaman a zis, fă plăcere și ai doi talanți, a stăruit de el și a legat doi talanți de argint în doi saci, împreună cu două haine de schimb. Și a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat de mâinile lor și le-a pus în casă, apoi a dat drumul oamenilor celor care au plecat. După aceea s-a dus de s-a înfățișat înaintea stăpânului său, stăpânului său. Elisei a zis, de unde vii, Gehazi? El a răspuns, rogul tău nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslei, vii, voi, roabe?
Lepra lui Naaman se va lepi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră ca zăpada. Până aici cuvântul Domnului. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze în inima noastră cuvântul acesta și împreună cu fratele Paul ne rugăm Domnului. Doamne, te rugăm atât de mult să ne ajut pe fiecare, să luăm aminte la Dumnezeu. Să strângem în inima noastră, ca să putem să împlinim voia. Te rog, Doamne, numele Domnului și voia ca să te faci. Bine cu viziare și rogul de mare. Amin. Împreagă cu puterea la Dumnezeu, ca să ne vorbești tu prin gura lui. Amin. Dă-o dată și Domnului, numele prea sunt al Domnului Iisus. Amin. Amin. Oameni care vin la biserică, la închinare și se întâmplă mare lucru pentru că s-a întâmplat o schimbare, n-am simțit ceva deosebit, ce ți-a vorbit Domnul? Mare lucru. A fost frumos, dar n-aș putea să spun că ceva special. Și lucrul acesta poate l-a trăit și l-a trăit fiecare dintre noi la un moment dat. Azi spun, în aceeași zi, în același loc, în același timp, Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu mi-a simțit inima, azi am luat niște hotărâri. Dumnezeu a simțit că și-a făcut simțită prezența acolo. Și ne întrebăm mare de ce unii așa și alții așa. Unii și alții, în același loc, în același timp, la același serviciu divin. Dar cu totul diferite răspunsurile. Oare de ce? Pentru că unii vin cu așteptări și spun, Doamne, vorbește inimii mele că își vreau să fac schimbările necesare. Și vreau să plec de aici cu gândul și cu puterea ta. Iar alții vin cu lumea lor și rămân cu lumea lor. Și se întâmplă mare lucru. Vedeți atunci când cântăm. Este foarte important să ne amintim când cântăm, când ne închinăm Domnul în cântare, să ne gândim la cuvintele pe care le cântăm. Dacă noi ne gândim la cuvintele acelea, nu putem să lăsăm să ne atingă inima adevărului lui Dumnezeu. Și inima noastră să se lase închinare. Și rămânem niște automate care spun ceea ce știu și văd. De aceea este important ca inima noastră să fie deschisă în aceste momente la Cuvântul Domnului. Și să-i spunem, Doamne, vorbește Tu, căci rogul Tău ascultă și dă-mi putere ca să fac acele schimbări pe care Tu vrei și să fiu pe care Tu dorești să îl folosești spre slava Ta. Amin. Dragii mei, iată o secvență din istoria lui Israel, istoria veche, pe care o decupăm astăzi și ne uităm cu atenție la ea și vedem în ea, e o istorie cu happy end, ar spune, deși nu chiar cu happy end pentru toată lumea, cel puțin vreo 5 personaje, atât care sunt personajele. Da? Este Naaman, este fetița sau tânăra aceea, este împăratul lui Israel, este Elisei și este Gehazi. Sunt 5 personaje. Am putea să vedem lucruri pe care le-am citit și învățături din Cuvântul Domnului dinspre ei și despre ceea ce Domnul a făcut acolo și ne-ar fi de folos. Timpul însă nu ne permite să ne uităm decât la 2 dintre ei. Și aceștia am putea să vedem în ei un personaj, să zicem, pozitiv și unul negativ. Iar mesajul de astăzi este o chemare a titlu și gândul acesta aș vrea să îl luăm cu noi acasă și să-l trăim în viața noastră de zi cu zi. Pentru că Dumnezeu dorește să fim oamenii care aduc vindecare și nu care aduc boală. Fii omul care aduce vindecare. Acesta este gândul pentru acasă. Aceasta este ceea ce Duhul Sfânt ne pune astăzi pe inimă și vrea ca să înfăptuim și să aplicăm în viața noastră. Pentru că observați, unul dintre acești oameni, fetița aceea care probabil a fost o puștoaică de 80 ani când au luat-o, după aceea a crescut și zice, fata aceea, zice Naaman regelui,
și a mărturisit și faptul că ea a cunoscut și a adus ceea ce ea cunoștea acolo unde era nevoia, ea de fapt a adus vindecare. Nu ea a produs vindecare, dar ea a fost un mesager al vindecării. Pe când acest Gehazi, când s-a întors la casa lui, vă imaginați ce spectacol teribil a văzut acolo. Toți erau plini de lepră. A fost omul care a adus boala și a adus suferința și durerea. Și aș vrea să ne uităm, pentru că mi-aș dori să încheiem într-o notă pozitivă și încurajatoare, mai întâi la acest personaj negativ, Gehazi. Omul acesta care era slujitorul omului lui Dumnezeu. Am putea spune că era privilegiat, așa cum Iosua a fost privilegiat ca să fie lângă Moise și până la urmă a preluat mandatul de la el. Acest Gehazi a avut privilegiu extraordinar ca să stea lângă Elisei, unul dintre cei mai mari făcători de minuni din Vechiul Testament. Poate numai Moise îl depășește în minunile care le-a făcut. Mult mai multe ca Ilie, dublu a fost. Și Gehazi a stat lângă Elisei când a făcut o înviere din morți. Și a înviat pe fiul acelei tsunamite. Când a înmulțit pâinile, păi numai Domnul Iisus a mai înmulțit pâinile. Când a vindecat hrana aceea otrăvită de niște bureți și multe minuni a văzut Gehazi. Gehazi a stat lângă un om pe care, în mod normal, ar fi trebuit să respecte, să-l admire și să limite comportamentul său. Și totuși, paradoxal, aproape că inexplicabil, omul acesta care a văzut harul lui Dumnezeu atât de aproape de el, sfârșește într-un mod atât de trist și aduce în familia sa, în loc de viață și binecuvântare, boală, blestem și suferință. Ne uităm la omul acesta și sigur că sunt multe lucruri de spus aici. Câteva observații pe marginea comportamentului și caracterului său. De la 19 înainte, unde se povestește despre ce s-a întâmplat acolo, Gehazi ne spune că slujitorul Eliseului Dumnezeu a zis în sine: iată că stăpânul meu a curțat pe Siriata mântul acela și n-a primit de la el ce i-a zis. Ați văzut că sunt pescari, cel puțin pe posturile acestea National Geographic sau Animal Planet sau care mai sunt, care prind niște pești foarte mari și îi prind, îi cântăresc, îi studiază și după aia le dau drumul. Pescarii de rând, pescarii obișnuiți zic, doamne, acum, haide să dai drumul la un pește așa mare, un pește așa grozav. Și Gehazi și-a zis, ia ce pește mare, cum a dat ăsta drumul la un pește așa mare? L-a avut în mâini și să scape doi saci de argint, păi ăștia bani în jucărie și haine, cum așa ceva? Și de fapt a avut și aur și multe bogății acolo. Cum să îl las să plece? Păi din saci ăștia să revărța așa și peste mine. Și din aurul acolo și din hainele acelea, că Elisei nu avea familie, nu avea soție, copii, venea și la mine. Și când a văzut el, probabil că era așa pe aripi, frutea Gehazi și deodată s-a desuflat. A plecat toată speranța lui. Nu se poate așa ceva. Gehazi avea ochii care îi sticleau după bani și după orice ocazie să pune mâna. Și n-a putut să suporte chestia asta. Cum? Și în sinea lui și-a zis, vedeți, în timp ce fata aceasta se duce, spune cu voce tare, el vorbește în sinea lui. Vă amintiți de unul care se duce la templu și se ruga în sinea lui? Doamne, mulțumesc! Că eu sunt așa și așa și așa. Nu sunt păcătos ca vameșul acesta, în sinea lui. Dar de ce în sinea lui ce-a zis? Păi era Elisei acolo și l-auzea. Vedeți? Ce spirit ipocrit! Să nu cumva să ne stricăm imaginea de slujitor al omului din Dumnezeu. Să nu cumva să creadă Elisei că eu sunt un tip lacom care poftesc la aur și argintul lui Naaman și să nu cumva să creadă el că eu voi schita un plan pentru recuperare. Și sigur că Gehazi se lasă amăgit. Și lăcomia lui nu face altceva
decât să își pună în aplicare un plan pe care, de fapt, el nici nu și-a dat seama că Satan l-a sugerat. Și Satan, vedeți, se folosește, când în inima noastră sunt asemenea lucruri, se folosește ca să dea curs. El dă exact acolo unde este gaz, pune puțin foc. Exact acolo unde este apă, toarnă mai multă. Așa că el folosește terenul acela propice și în inima lui Gehazi era un teren propice de lăcomie și de ipocrizie. Și exact asta ispitează planul și el și pornește imediat. Imediat pornește după Naaman și cu o naturalețe demnă de un romancier, aruncă imediat niște minciuni. Vedeți, și mincinos. Oameni care nu se tem. Frate, nu pot să nu-l mint. Zicea cineva, nu pot să nu-l mint. Că bărbatul meu. Și să-i ascund din bani pentru că altfel face așa și așa. Trebuie să mai mint, să mai ascund. Dar spunea și cu naturalețe sora aceea. Din păcate a sfârșit o rău. Nu este așa. Dar, frate și surori, dacă avem obiceiul să mintim și să spunem, mă iartă Domnul, să păcătuim că Domnul mă iartă, este uimitor cum apare acest întuneric spiritual, că oamenii, în loc să umble în adevăr, zic, lasă că o fac și după aia Domnul mă ia, dar amăgirea lui Satan, asta nu este calea cerului. Omul acesta a amăgit de lăcomia lui și ascunzându-se după această haină a ipocriziei, se duce după Naaman și recuperează o parte bună din argintul, din lucrurile valoroase și le duce la el acasă, bineînțeles. Probabil că sunt puse planuri de investiție, oi, voi, roabe, afaceri, ridicare, confort, celebritate, vizag, ierarhie, la lucrurile acestea. Eu, poate, sau dumneata, poate nu suntem în situația aceasta. Dar în anumite momente, Satan vine să ne servească o minciună cu care să ieșim din curcătura. Atenție, frate, mai bine cu Hristos, chiar dacă sunt spini, decât cu Satan. Printre Hristos. Mai bine cu Hristos chiar dacă în lipsă, decât cu Satan în belșug, pentru că belșugul acela se transformă în travă și steamă. E bine, omul acesta, observați că continuă atunci când pleacă după Naaman, cu o expresie clasică în Israel. Viu este Domnul. Da? Ăsta era un limbaj religios. Viu este Domnul. O spunea Gehazi din convingere că Domnul este viu? Eu cred că n-a spus-o din convingere, că dacă noi spunem și un om crede că Dumnezeu este viu, păi Dumnezeu vede tot. Și Dumnezeu este drept. Și Dumnezeu nu este rău, spunea cineva. Dumnezeu nu e rău, dar e periculos. Dumnezeu, un foc mistuitor, se juca. Și Gehazi, fiul este Domn. El, deși văzuse minunile care îl făceau să fie pe deplin convins de aceasta, dar inima lui nu pătrunse. Ce mare har e credință! Ce mare har! Frașeților, noi suntem niște mesageri, să rugăm ca Domnul să dea credință, Duhul Sfânt să dea credință, Duhul Sfânt să dea lumină. E un mare har. Vedeți, omul acesta folosește un limbaj religios. Nu, este obiceiul acesta și poporul lui Dumnezeu a unui limbaj religios, a unor rugăciuni, a unor cântări, a unor cuvinte frumoase despre Dumnezeu și când să vadă oamenii ceva, când să fie proba de foc și încercare, ne trezim că nu le deosebim de lumea din jurul nostru uneori, nu întotdeauna și nu toți. Frați și surori, limbajul nostru religios trebuie să izvorască din convingerile noastre, nu din preluarea automată a unor clișee, sau unor texte, sau unor replici, sau unor învățături. Până învățăturile acestea nu devin parte din noi, ele nu sunt mărturie în faptele noastre. De aceea noi trebuie să verificăm ceea ce eu spun, ceea ce eu cânt, ceea ce eu mă rog, izvorăște din convingere. Că dacă nu izvorăște din convingere, mai bine tac decât de Scriptură. El spune, viu este Domnul. Și se duce acolo și recuperează și se întoarce la Elisei și spune minciuni de față Dumnezeu nici n-ar fi existat. Omul acesta parcă dintr-o dată descoperit, uluit,
n-a fost oare Gehazi Duhul meu cu tine? Oare nu este Duhul lui Dumnezeu cu tine și cu mine, fratele meu și sora mea? Nu este Dumnezeu acolo unde noi suntem? Ne putem ascunde de Domnul undeva? În fața deciziilor noastre, în fața lucrurilor care ne fură, într-o fel sau altul, nu este Dumnezeu acolo? N-a fost Duhul meu cu tine, Gehazi? Ba da, Dumnezeu umple tot pământul. Și dacă avem această convingere, să-i cinstim prezența, onorându-L cu adevărul, cu ascultarea și cu o trăire plăcută care să-L onoreze, nu doar cu clișee și trăirea ca și când El n-ar exista. N-a fost Duhul meu cu tine, Gehazi, și nu mai există timp pentru explicații, vedeți? Noi credem că harul lui Dumnezeu, dar nu știm unde să termină răbdarea lui Dumnezeu. S-a terminat răbdarea lui Dumnezeu în momentul în care i-a zis, oare Anania și Safira? Nu putea să vă țineți voi partea voastră de bani? N-a mai fost pentru ei, n-a. Și când a plâns Samuel pentru Saul, n-a mai fost pentru el har. Observați că nici pentru Gehazi, oare n-a fost Duhul meu cu tine? Și imediat urmează sentința și este plin de lepră. Și se duce în casa lui și boala aceea cade peste copiii lui, peste familia lui. Oare cu ce ori fost ei vinovați? De ce Dumnezeu a îngăduit ca copiii lui să sufere și soția lui și soția lui de lepră? Să devină niște leproși? Nu mă întrebați. Eu nu știu, asta e istoria. Ce fel de Dumnezeu e acesta? Acesta este Dumnezeul care este iubitor, drept și sfânt, care este plin de îndurare și de har, dar este și un foc mistuitor și să nu ne jucăm cu acest Dumnezeu. Pentru că noi suntem chemați să-L ducem pe Dumnezeu cu adevăr și dreptate, nu cu arta dramatică, actoricească și cu tot felul de mâși. Noi suntem chemați să ducem vindecare pe Dumnezeu. În casele noastre, în biserică, în societate. Ne uităm, vă spuneam, la un personaj pozitiv, fata aceasta. Probabil că părinții ei muriseră în acel jaf, în acea cotropire, casa ei, tot ce aveau, rămăsese un câmp de ruine. Amintirile ei despre tot sângele și focul care a fost acolo, încă poate mai erau în memoria ei, nu știm. Dar fata aceasta era o sclavă care fusese adusă în casa acestui om. Și ajunsese în slujba nevestei lui Naaman. Poate fusese abuzat acolo. Nu știu ce se întâmplase cu fetița aceasta, cu fata aceasta care iată acum crescuse, dar ea a văzut în casa stăpânului său durerea, suferința și boala. A văzut acolo că un om celebru, comandantul armatei siriene, un om care era simpatizat și favorizat de rege. Zice că avea mare trecere în fața împăratului Siriei. Și un om care avea calități fizice excepționale și intelectuale, zice că era tare și viteaz. Vedeți, era un om care nu știa să fiară. A insistat de Gehazi, a insistat de Elisei. Era un om care avea la superlativ toate, însă sub toate acestea se ascundea drama lui, care continua încet, încet să-l macine și să-l ducă în afara societății la un moment dat, și anume lepros. Era lepros. Omul acesta tare și vitează era lepros. Și lepra întotdeauna este asociată în Biblie cu păcat. Pentru că lepra o boală incurabilă în vremea de atunci și chiar și în vremea noastră, deși există tratamente, există leproserii unde sunt izolați, are de-a face, are un corespondent în păcatul care este omul nu poate să nu păcătuiască. Dacă nu se apropie Dumnezeu să facă schimbarea și transformarea prin natura ta, omul nu poate să păcătuiască. Mânia, minciuna, lăcomia, invidia și toate celelalte păcate ies din inima omului care nu l-a primit pe Hristos și nu a fost schimbată de Hristos. Când Hristos intră inima omului, el schimbă inima și o transformă. Și dacă ești pocăit și dacă suntem credincioși, frați și surori, asta se vede dacă inimile noastre sunt transformate de Hristos. Și dacă sunt înnoite de Hristos. Și dacă sunt stăpânite de Hristos. Nu doar de pe buzele noastre. Ei bine, omul acesta tare și viteaz, ne spune cuvântul că era lepros, și fata aceasta a aflat de drama lui, s-a auzit în casa lui, și în loc să se bucure, în loc să zică așa-i trebuie, cât sângea a vărsat pe
i-a chinuit, pe cât i-a distrus, pe cât i-a ucis, cât amar de lacrimi și suspine a lăsat în urma lui, în sfârșit Dumnezeu i-a întors. Cât de atunci când văd ce se întâmplă vrăjmașului lor, nu au atitudinea aceasta. A vrăjmaș, a, pentru o nenorocire, Dumnezeu e drept, nu doarme și nu bate cu băț. Așa zice română, da? O, Dumnezeu e drept. Vedeți, petița asta n-a făcut asta. Tânăra aceasta a zis, dacă Domnul meu ar ști și ar merge în Israel la proroc omului Dumnezeu, l-ar vindeca de lepra lui. Ea aduce vindecare, nu aduce boală. Ea are un mesaj de vindecare. De ce? Pentru că în inima ei era compasiune. Era compasiune. Era simțire și durere pentru durerea lui. Frate, tu asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Compasiune, nu judecată. Milă voiesc, nu jertfă și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arme de tot. Acum fac o mică paranteză. Milă, cuvântul ăsta, când spui mie milă de tine, mie milă de el, a ajuns să fie, într-un sens, peiorativ, rău, disprețuitor. De aceea, oamenii nici nu folosesc mie milă. Și cel mai cuvântul din Biblie este compasiune, nu condescendență. Mila înseamnă a privi de o anumită înălțime. Mie milă de tine, ești un gunoi, ești un nimeni. Mie milă de tine, n-ai nicio valoare. Cam asta e mesajul care se transmite în subsidiar, când spui mie milă de cineva. Dar mila creștină este compasiune. Este bine să evităm cuvântul mie milă, să spunem, îi simt durerea, îmi pare rău pentru el. Simt compasiune pentru el. Pentru că milă poate să fie în tendința aceea de judecată și dispreț văzut. Biblia are sensul acesta de simt durerea. Și fața aceasta i-a simțit durerea. I-a fost milă, spune Domnul Iisus de mulțim. Le-a simțit durerea că erau necășite și risipite. Această compasiune. Dumnezeu vrea să o avem în inima noastră pentru că El se uită peste lumea aceasta nu cu ochii judecății, ci cu ochii milei, cu ochii compasiunii pentru o lume care se duce spre pierzare, frate și surori. Și dacă suntem chemați să fim oamenii care aduc vindecare, suntem chemați să ducem mesajul vindecării. Și când stau de vorbă cu soția mea și când stau de vorbă cu copiii mei, și când stai de vorbă cu familia ta, și când stai de vorbă cu frații tăi din biserică sau cu vecinii tăi, și când stau de vorbă cu rudele mele, ce aduc eu acolo la ei când deschid gura? Aducem noi vindecare? Aducem cuvinte izvorite dintr-o inimă care simte? Sau aducem boală ca și ghecați? Am trecut prin evenimente care sunt de natură să fi produs răni. Și rănile acestea au nevoie să fie vindecate și suntem chemați să fim oamenii care să aducem vindecare în comunitatea noastră, în familiile noastre, în societatea aceasta care e bolnavă de boala păcatului, de boala atâtor spușieri și trădări, atâtor păcate. Aduce mesajul vindecării înseamnă al aduce pe Hristos, cel care aduce curățire și vindecare unei inimi bolnave de lepra păcatului. Nouă ni se pare uneori că oamenii sunt așa de indiferenți, că nu le pare. Este doar o mască, să știți. Ne înșelăm amarnic. E o mască pe care Satan o pune nouă pe ochi. Și e o mască pe care și lor îl pune. O zi un caz recent. Un bărbat de 42 de ani, soția lui de 38. Au început să consume droguri. El a ajuns în închisoare pentru că era și dealer. Ea consumă în continuare. Au trei copii. Băiat de 26 și încă două fete mai mici. Toți consumatori de droguri, iar băiatul este peștele surorilor sale. Și acest ultima dintre fete are un copil care este crescut de mamă și după ce a fost internată și operată, pentru că a consumat legale, legalele sunt etnobotanice, care sunt mult mai grave decât heroina sau decât cocaina sau decât cannabis 6, nu intru în detalii. Și s-a operat că i-a perforat stomacul și după aceea la o săptămână jumătate a ieșit din nou în stradă pentru că aveau nevoie familia de bani. Și doar ea ca femeie, fiind și foarte frumoase aceste fete, trebuia să produc. Acum, a întâlnit cineva această femeie de 20 de ani pe stradă, cu o fată foarte frumoasă, radioasă, dar era doar o fată comercială, pentru că asta era ocupația de sex comercial.
Să nu avem impresia că în spatele acestor măști de indiferență, de s-ascund bolile păcatului și noi suntem chemați să le spunem, este un vindecător. Noi suntem chemați să ducem mesajul vindecării prin Hristos. Să nu ne lăsăm duși în eroare de indiferența, de nepăsarea, de suficiența care afișează oamenii. Acestea sunt doar niște măști. Și cine se ocupa de această situație, asta de vorbe i-a spus, există resurse pentru această femeie tânără, că acum vrea să nu mai, ce nu mai vrea să trăiesc. Nu mai există. Și mi-e teamă că va muri. Mi-e teamă că nici nu mai prind săptămâna viitoare. Și pentru că și-a dat seama că a recăzut din nou, a fost alunecări, recădere, întoarcere la legale, întoarcere la ce mai departe. O viață cum ea. Și persoana care se ocupa în serviciul respectiv de această doamnă tânără, necredincioasă, mi-a spus, da, există resurse, nu există niciun fel de resurse. Copilul e o resursă. E spus că s-ar putea să trăiască și el istoria, nu-i față. Copilul va crește mama și așa mai departe. Dar s-ar putea să fie credința o resursă. Nu mai crede nimic. Stai de vorbă. Vedeți? Chiar persoana care a asistat, nici ea măcar nu avea credință. Acum, când te întâlnești cu oamenii, nu contează că știu sau nu știu, primesc sau nu primesc. Spune-le că este o veșnicie, un iad și un rai și este o pedeapsă veșnică și este o iertare veșnică. Și un Dumnezeu iubitor. Oamenii nu știu, nu cred sau nu le-a spus nimeni clar lucrul ăsta. Pentru că i-a spus, da, vreau să mor. Cum ce fel te-ai gândit să mor? Eu n-am văzut planul acum, dar vreau să mor, să vedem cum fac. Dar i-ai spus că mai există ceva dincolo, nici eu nu cred asta. Spunea persoana care se ocupa de casă. Vedeți? Este atât de întuneric. Când oamenii știu, de fapt, că nu se sfârșește experiența, ci înseamnă un iad veșnic, un chin veșnic, se pot trezi și găsiți resurse. Iar cel care le poate da credința și mântuirea este Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dar trebuie să fie o voce acolo. Trebuie să fie cineva care să aducă mesajul vindecării. Și noi ar trebui să avem curaj și să le spunem oamenilor, indiferent că primesc sau nu, sămânța aceea își va face lucrarea. Nu știm noi când. Noi suntem chemați să ducem mesajul vindecării într-o lume bolavă de păcat și fără speranță și fără nădejde. Noi suntem chemați să ducem mesajul vindecării cu compasiunea lui Hristos. În casele noastre, știi că dacă îți deschizi gura în fața soției sau soțului sau copiilor și aduci acolo ceea ce a îngheat din inima lui, îi cobori și îi îndepar și intră și zic, care Dumnezeu? Ce Biblie? Ce Hristos? Ce biserică? Nu s-a întâmplat asta, Doamne. Uite-te un urmă, vezi ce ai dus în casă. Dar dacă voi duce acolo vindecarea lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu și compasiunea lui Dumnezeu și voi spune, Doamne, dă-mi înțelepciune ca să zidesc cu gura mea. Doamne, dă-mi înțelepciune ca să fac bine și nu rău. Doamne, dă-mi putere ca să aduc vindecare și nu boală. Voi fi unul care este lucrător împreună cu Dumnezeu și voi fi ca și fata aceasta, martă la o bucurie, sau un păcat de o ierei, sau un păcat de o regat, de la o tânără. Avem de făcut o alegere. Nu suntem aici să ne impresionăm sau să mai auzim ceva interesant sau neinteresant, depinde. Și suntem aici ca să facem o alegere. Doamne, sunt eu omul care mă decid astăzi să aduc vindecare? Sunt eu omul care să am ochii deschiși de către Duhul Tău cel Sfânt și să caut ca Hristos să fie glorificat și împărăția Lui să crească și oamenii să fie zidiți în credință? Dacă n-am fost suficient sau n-am fost deloc sau n-am fost decât în procente, vreau ca inima mea să se hotărească astăzi și să fiu omul care aduce vindecare cu toată inima, acolo unde sunt, acolo unde trăiesc, acolo unde mă duc, acolo unde ușile îmi sunt deschide, acolo unde văd oameni care au nevoie de tine. Duhul Sfânt deschide mintea, inima și ochii pentru lucrarea aceasta. Amin.